Pentru a adăuga ceva conținut, mergem și noi pe Google și căutăm Lipsum. Și intrăm pe prima pagină. Și dăm și noi 1000 de cuvinte generate lorem ipsum. Cam mult text, însă voi copia primul paragraf și deschidem compoziția noastră. Folosindu-ne de text, băgăm culoarea neagră și începem să scriem. Bun. Acum, pentru a-l centra, ne folosim de controlele tastaturii sau, în caz că nu vă convine așa, pur și simplu lăsăm site-ul așa și facem asta într-un editor HTML. Bun. Pasul următor, în caz că am terminat cu designul, ar fi să ne folosim de slice tool și să începem să tăiem website-ul în diferitele sale bucățele. După părerea mea, o primă bucată ar fi logo-ul pentru a putea face un buton care merge spre home. După care selectăm butonul acasă, desigur butonul despre și butonul contact. Următoarea mare bucată ar fi spațiul pentru conținut. Îl poziționăm ținând spacebar apăsat și încercăm să îl centrăm. Și acum tragem pe tot spațiul disponibil. Bun. Următoarea bucată ar fi footerul. Din footer vom selecta mai întâi sitemap. Este un buton care ne va duce spre sitemap. Bun, și acum selectăm restul footerului. Haideți să îl centrăm. Bineînțeles că pagina poate avea mai multe elemente, pentru că acesta este un layout foarte, foarte simplu și făcut rapid. Doar pentru a vă demonstra cum se face o astfel de producția unui site în Photoshop. Bun, imediat după ce am terminat de folosit unealta slice, mergem la File și Save for Web and Devices. O să ne apară o fereastră aici și avem aici mai multe preseturi. Bineînțeles, noi vrem PNG 24, deoarece este de mare calitate, și de aici mai sunt setări, dar sunt avansate și nu trebuie să umblăm. Dacă doriți PNG 8, e de calitate mai slabă, însă pagina se va încărca mai repede. Dar acum că avem și gigabit LAN, nu trebuie să ne mai facem probleme. Bine, și acum dăm save. Pe desktop, după cum vă aduceți aminte, am făcut un folder site și aici vom face încă un folder numit images. Și aici punem HTML and images pentru a ne face un site complet. Pagina HTML o să-i spunem și noi index.html și îi dăm save. Și acum el va face un render al paginii noastre. Acum că a terminat, deschidem desktop-ul și folderul site. În images avem index și iată site-ul. După cum vedeți, este cam mare, dar astea sunt dimensiunile sale și de foarte mare calitate. Momentan nu avem adresele setate, dar dacă dăm, vezi imaginea, sunt separate. Pentru a edita website-ul, deschidem și noi index.html cu un editor, cu Notepad, cu Notepad++, de exemplu, am eu aici, și avem mai multe coduri HTML. Bineînțeles, acesta ar fi un alt tutorial,
Eu v-am arătat cum se realizează un layout în Photoshop. Vă mulțumesc pentru vizualizare și vă aștept și data viitoare. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le puneți. De acum încolo voi posta tutorialele și pe website-ul meu www.scraftblog.info. Vă mulțumesc!